Bună ziua și bine ați venit! Voi prezenta bilanțul anului 2017. Încep cu indicatorii de performanță ai managementului Spitalului Municipal de Urgență Roman, realizat în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2017. Astfel, ca și indicatori de management al resurselor umane, numărul mediu de bolnavi externați pe un medic pentru spitalizare continuă a fost de 302,57. Numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu, 1031,41. Număr mediu de consultații pe medic în camera de gardă CPU, 7395,69. Proporția medicilor din totalul personalului este de 9,61. Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului, 87,63. Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical, 15,10. Indicatorii de utilizare a serviciilor. Numărul de pacienți externați, total spital și pe fiecare secție, total spital a fost 22.088 de pacienți. Din mediul urban, 7.738, din mediul rural, 14.350. Din totalul de 22.088, asigurați au fost 20.361, neasigurați 1.723. Cele mai multe internări au fost pe secția de obstetrică ginecologie, 2850 de externări, pe pediatrie, 2361 de externări, în secția de medicină internă, 2243 de externări, chirurgie generală, 2131 externări pe an, iar ortopedie, traumatologie, 1342 de externări. Durata medie de spitalizare total spital a fost de 6,79, rata de utilizare a paturilor pe spital 63,47%, procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale a fost de 60,83%, cea mai mare rată de operabilitate pe secția de chirurgie toracică, 81,59%, urmată de ortopedie traumatologie, 75,34%. Proporția bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați pe spital a fost de 12,75%. Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați pe spital a fost de 72,66%, proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere pe spital, 27,34%, numărul de consultații în ambulatoriu, 54.665, este vorba de ambulatoriu integrat spitalului, plus cele două cabinete de specialitate din policlinică, proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești pe spital a fost de 30,83%. Indicatorii economico-financiari îi va prezenta domnul director financiar după. Indicatori de calitate. Rata mortalității intraspitalicești pe spital a fost de 2,30%. Cea mai mare rată de mortalitate a fost pe secția de cardiologie, terapie intensivă, de 9,08%, neurologie, 8,09%, pe nefrologie, 7,02%, gastroenterologie, 6,69%, oncologie, 6,03%, după care sunt sub 1. Rata infecțiilor nosocomiale pe spital a fost de 0,35%, boli infecțioase 1,06%, HIV-SIDA 1,64% și tot peste 1 a fost nefrologie 1,75%, neonatologie 1,05%, neonatologie prematuri 1,49%, restul a fost sub 0,5%. Rata bolnavilor reinternați în intervalul de 30 de zile de la externare, 9,82%. Indice de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare, de 63,54%.
Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați 1,39%, iar numărul de reclamații plângere ale pacienților 14%. Pentru CPU, în perioada 1.1.2017-31.12 au fost 40.064 de consultații. VTA s-a efectuat la 3.000 de pacienți. Internați din CPU, din cei 40.000, au fost internați doar 11.856. Din aceștia, din cei 40.000 aduși cu ambulanța au fost 14.716, cu bilet de trimitere 38, prezentări directe 25.124, în stare critică 68, decedați în CPU 40, pacienți transferați la alte unități sanitare 192, pacienți externați la domiciliu 28.062, fugiți din CPU 329, pacienți cu infarct miocardic acut 20, accidente vasculare cerebrale 250, intoxicați cu substanțe psihotrope 8, accidente rutiere 327, agresiuni fizice 513. Această raportare a fost trimisă de către CPU și la minister. Iar la pediatrie s-au prezentat 18.056 de copii, din care internați au fost pe parcursul anului 2017 2.456 de internări continui și 1.312 foi de zi. În ceea ce privește structura de personal, la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman au fost 35 de angajări. S-au prezentat la post în cursul anului 2017 medicii rezidenți care erau cu postul la noi. Este vorba de doamna doctor Jigăranu Olivia pe gastroenterologie, doamna doctora Petre Ana Maria pe obstetrică ginecologie, doamna doctor Matieș Carmen pe recuperare și reabilitare fizică, domnul doctor Căiescu Victor pe CPU, medic de medicină urgență, și domnul doctor Smoc Ionel, tot pe CPU, medic de medicină de urgență. Au susținut examen și l-au luat pe specialitatea de pediatrie doamna doctor Naumciev Irina, iar pe laborator analize doamna doctor Tonciu. De asemenea, s-au angajat 10 asistenți medicali, 9 infirmieri și 14 alt personal. 18 salariați au ieșit la pensie pe parcursul anului 2017. Sunt 5 medici, e vorba de domnul doctor Fierăstrău, care s-a prelungit încă un an activitatea, doamna doctor Farcaș pentru 3 luni, doamna doctor Hanganu, de asemenea pentru 3 luni, doamna doctor Mândășescu a ieșit la pensie, dar dumneavoastră fiind doctorant poate continua activitatea până la 70 de ani, și doamna doctor Nicolau, dumneavoastră fiind pe ambulatoriu integrat și nu pe spital, fiind un deficit de medici neurologi, s-a decis prelungirea cu un an pentru dumneavoastră. De asemenea au ieșit la pensie 7 infirmieri și 6 alt personal. La 31 decembrie 2017 erau 888 de posturi ocupate, din care 81 medici, 396 asistenți, 225 infirmieri, 186 alt personal. În ianuarie 2018 s-au prezentat la post 2 medici rezidenți care aveau avut postul la noi. Este vorba de domnul dr. Șopa Edvin, care este medic urolog, și doamna dr. Martare Diana, medic radiolog. Au susținut examene în luna ianuarie și au fost admiși doamna dr. Țubucanu Alina pe cardiologie, doamna dr. Ciocan Loredana pe medicină internă, doamna dr. Leoreanu Alina pe diabet zaharat și doamna dr. Cuțanu pe neurologie. Săptămâna următoare se vor desfășura examen pentru oncologie și pentru ortopedie. La medici, da. Legat de investițiile realizate la Spitalul Municipal Roman, în anul 2017 au fost achiziționate spirometru pentru pneumologie, cardiotocograf pentru obstetrică ginecologie, injectomate, frigider protectură pentru anatomie patologică. Au fost finalizate lucrările
pentru rezerva de apă, ca și lucrări de reparații capitale a fost și reabilitarea termoenergetică Corp APC Spital Nou, în valoare de 238.428. Rezerva de apă și stația de pompe a fost 96.816,84 RON. De asemenea, lucrări de reparații curente, amenajare spațiu CSM și arhivă 214.077 de RON, reparații curente secția ORL 221.875 de RON, reparație hidroizolație centrală termică Spital Nou și refacere perete lateral 25.226, reparații de hidroizolație bloc alimentar și poartă Spital Nou 27.798, reparații curente, îngrijiri paliative, care urmează să finalizăm în luna februarie aceste lucrări, executare și montare grilaje metalice secția psiatrie 11.769 de RON, executare și montare gratii ferestre secția pediatrie 10.932 de RON, igienizare sector prematur secția neonatologie 8.500 de RON în regie proprie, reparații și igienizări compartiment BFT, este vorba de policlinică, bani de fizioterapie 26.000 de RON, tot în regie proprie. De asemenea, Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost dotat cu aparatură și prin sponsorizări. Astfel, vrem să mulțumim familiei Tărâță, care a sponsorizat spitalul cu aparatură în valoare de 150.000 de RON. Este vorba, în februarie 2017, au fost aduse 10 injectomate pentru cardiologie cu o valoare de 5.159,68 bucata, două infuzomate PET în valoare de 6.601,62 bucata, un EKG 8.600 de RON, sistem de cele care ne-am prezentat au fost pentru cardiologie și pentru dermatologie, sistem de crioterapie 10.732,53 de RON, dermatoscop 7.893,43, radiocauter 4.308, 15 noptiere, napea de consultații, plus cântar, alte necesități ale secției de dermatologie. La sfârșitul anului 2017, tot dumnealor a sponsorizat lucrarea de recondiționare conducte apă caldă și agent termic subsol pediatrie. Mulțumim și conducerii firmei Suimprod S.A., care a sponsorizat Spitalul Municipal de Urgență Roman cu aparatură în valoare de 181.634,18 RON pentru cardiologie. În luna februarie 2017 a fost achiziționat, adus ecocardiograful VT8 în valoare de 154.000, iar în aprilie 2017 un EKG în valoare de 21.700 RON, un holter în valoare de 5.934 de RON. Iar la sfârșitul anului 2017, tot dumnealor au sponsorizat tot secția de cardiologie cu 6 monitoare funcții vitale și un troller urgență în valoare de 60.690 de RON. De la organizația Salvați Copiii s-a primit echipamente în valoare de 37.761,90 RON. Este vorba de o lampă fototerapie, un pulsoximetru, un bilirubinometru și un injectomat. De la Fundația O Șansă pentru Viață, un bilirubinometru. De asemenea, de la Ministerul Sănătății, de la Unitatea de Management a Proiectului Banca Mondială, s-a atribuit pentru CPU următoarele: căricior de transfer radio transparent, căricior hidraulic standard radio transparent pentru transfer examinare, 2 bucăți, căricior pentru instrumente și medicamente, 1 bucată, scaun cu roți pentru transport intraspitalicesc, 3 bucăți, EKG 1, defibrilator cu monitor 1, targă lopată, saltea vacuum, atele vacuum, set gulere cervicale, 2 bucăți, centură pelvină, 2 bucăți,
atelă de tracțiune, o bucată, targă de coloană cu sistem de imobilizare a capului, pătură cu sistem de încălzire pentru adulți și copii, set de resuscitare, două bucăți, laringoscop cu set lamele, aspirator portabil, două bucăți, injectomat, două bucăți. Această, ce am primit de la Banca Mondială este și ca rezultat a drumurilor pe care le-am făcut pe parcursul anului trecut la Ministerul Sănătății. De asemenea, vreau să mulțumesc că în aceste demersuri pe care noi le-am făcut am fost sprijiniți de către domnul deputat Laurențu Leoreanu și astfel am obținut și modificarea de structură, după cum știți, cu înființarea compartimentului de îngrijiri paliative și o ultimă știre pe care astăzi vă spunem, în urmă cu două zile am fost împreună cu domnul director și cu domnul deputat la Ministerul Sănătății și am obținut, s-a finalizat achiziția de care vă tot spuneam și am reușit să fie atribuit Spitalului Roman 5 monitoare funcții vitale și 2 ventilatoare pentru secția de ATI. Urmează în lunile următoare să le primim. În ceea ce privesc sumele recuperate de la persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății alte persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, conform articolului 320 din legea 95/2006, aceste sume au fost de 70.900,61 RON, din care virate către casă au fost 35.574 de RON și rămase ca și profit, venituri proprii 35.325 de RON. Din totalul încasărilor pe anul 2017, 6.416,80 au fost doar pentru cazurile din 2017. Ca și număr total pe 2017 au fost 117 cazuri raportate la casă ca și accidente rutiere, agresiuni. Toate aceste demersuri au fost făcute întrucât între Spitalul Municipal de Urgență Roma și Casa de Asigurări Neamț există un protocol privind furnizarea de date către casă înregistrat în ianuarie 2017 prin care Spitalul Municipal de Urgență Roman citesc efectiv de la casa adresa. Spitalul Municipal de Urgență Roman se obligă să comunice la Casa Neamț lunar modul în care s-a realizat respectarea dispozițiilor articolului 2517 Cod Civil, referitoare la termenul general de prescripție, să urmărească recuperarea sumelor pentru fiecare caz raportat și evidențiat la Casa Neamț, conform hotărârilor judecătorești definitive, parte vătămată, CNP, fiind direct răspunzător de respectarea tuturor etapelor procedurale parcurse în vederea recuperării sumelor respective. Și de asemenea, să comunicăm și cazurile în care s-au recuperat cheltuielile efective, cuantumul acestora, restituind în final sumele decontate la Casa Neamț pentru cazurile respective prin virarea sumelor în conturile CAS Neamț. O să vă prezentăm și câțiva indicatori demografici de mobilitate înregistrați pe teritoriul județului Neamț și așa cum ne place nouă, să comparăm Spitalul Municipal de Urgență Roman cu principalul celălalt spital din județ, respectiv Piatra Neamț. Și avem o veste bună, ca să spunem așa, pentru anul 2017. În urma acestei statistici a rezultat că cei mai mulți copii din județ s-au născut la Roman. Astfel, din totalul de 4.095 de nou născuți, 1.430 s-au născut la Roman și 1.231 la Piatra Neamț. Deci vedeți o diferență clară între natalitatea înregistrată la Roman și la Piatra Neamț. În numeric, natalitatea la Roman a fost de 7,6 la mie față de 6,9 la mie la Piatra Neamț. Din păcate, și la numărul de decese, tot pe un loc fruntaș ne situăm, cu 2010 decese pe parcursul întregului an 2017 la Roman, comparativ cu 1920 la Piatra Neamț. Și altă știre îngrijorătoare este și apariția cazurilor noi de tuberculoză. Știți că în statele Uniunii Europene tuberculoza este aproape eradicată, din păcate la noi
nu numai în județ, ci și la nivel de țară, se înregistrează permanent cazuri noi de tuberculoză, astfel că pe zona Roman avem în anul 2017 97 de cazuri noi de tuberculoză și 90 de cazuri noi de tuberculoză pe zona Piatra Neamț. În ceea ce privește cazurile de cancer, care reprezintă de asemenea o realitate, sunt mai puține pe zona Roman diagnosticate, 522 de cazuri diagnosticate, cazuri noi, pe tot parcursul anului 2017, comparativ cu 685 de cazuri noi diagnosticate în cursul anului 2017 la Piatra Neamț. Bineînțeles, aș adăuga că la aceste cazuri de cancer diagnosticate, numărul lor există și o creștere fals pozitivă, cum vrem noi să o numim, pentru că metodele de diagnostic ale cancerului s-au îmbunătățit prin apariția computer tomografului sau rezonanței magnetice sau altor metode de diagnostic și de aceea putem avea chiar și o creștere fals pozitivă a acestor valori. De asemenea, așa cum știți că am postat noi și pe site-ul și pe Facebook-ul spitalului, atragem un semnal de alarmă asupra virozei respiratorii din această perioadă. Numărul de cazuri de viroză respiratorie este în creștere în zona Roman, astfel că într-o statistică a noastră efectuată, care cuprinde perioada 1-14 februarie, au rezultat că infecțiile căilor aeriene superioare, inclusiv aceste viroze, au ajuns la 187. Dintre care 33 au fost pneumonii virale, 31 pneumonii cu microorganisme neprecizate, 68 de cazuri de bronșită sau bronșiolită acută și 28 de cazuri care au fost diagnosticate ca alte tulburări respiratorii. Bineînțeles că recomandarea noastră este ca medicii de familie să trieze foarte atent aceste cazuri, tocmai în ideea de a nu supraaglomera centrul de primiri urgențe, pentru că aceste cazuri, 187 pe care le-am menționat, s-au adăugat celorlalte urgențe care s-au prezentat în perioada aceasta la centrul de primiri urgențe. Și tot în statisticile noastre arătăm că în primele două săptămâni, respectiv 1-14 februarie, s-au prezentat 1463 de pacienți la CPU, ceea ce înseamnă o valoare foarte mare, având în vedere că vorbim doar de jumătate de lună, cu un maxim de 134 de pacienți care s-a atins joi 1 februarie și un minim de 92 de pacienți 10 februarie, dar după cum observați, chiar și minimul acesta înseamnă de fapt o valoare foarte mare. 92 de pacienți pe o zi de consultații înseamnă foarte mult. Din recomandările pe care le-am primit de la Direcția de Sănătate Publică referitor la prevenirea gripei sau a infecțiilor respiratorii și pe care l-am pus în aplicare la spitalul nostru, ar fi: am restricționat sau câteodată s-a interzis după caz accesul vizitatorilor în sectoarele considerate cu risc crescut, s-a interzis accesul vizitatorilor care prezintă simptomatologie respiratorie în secțiile spitalului, s-a efectuat zilnic la intrarea în serviciu triajul epidemiologic a personalului în fiecare secție compartiment, s-a asigurat în fiecare secție sau compartiment de spital echipamentul de protecție în cantitate suficientă, am recomandat vaccinarea personalului nevaccinat până în prezent și s-au luat toate măsurile vizând aprovizionarea farmaciei spitalului cu medicamentele necesare tratamentului infecțiilor respiratorii. Știu că dumneavoastră ați mai întrebat dacă s-a instituit carantina și vreau să fac o precizare. Măsura aceasta de carantină nu este o măsură pe care să fie de competența spitalului să o instituie. Ceea ce am putut ce de către DSP este instituită, noi am limitat sau am interzis după caz accesul vizitatorilor în spital. Carantina, doar Ministerul Sănătății este care poate. Nu este carantină în momentul de față. Da. Sunt anumite criterii. Noi am restricționat. Nu. S-a considerat că deocamdată restricționarea accesului vizitatorilor ar fi suficientă. De a rugăm aparținătorii la înțelegere. Știu că în fiecare zi sunt suficiente discuții la intrarea în spital, dar în această perioadă este indicat să restricționăm accesul vizitatorilor. Dacă până acum s-a prezentat situația anului trecut, situația stării de sănătate a populației și a celor care s-au prezentat în cadrul spitalului,
Comitetul director își propune, spunem noi, un proiect destul de ambițios pentru următorii 3 ani și anume obținerea încă 2 certificări pe lângă sistemul de management al calității ISO 9001 și RENAR-ul pentru laborator. Spitalul își propune să obținem, până vom avea acreditarea ciclu 2 în 2020, un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale și o certificare pentru sistemul de management al siguranței alimentelor. Avem nevoie de aceste certificări pe lângă multe altele care ar fi necesare, cum ar fi pentru mediu, managementul serviciilor IT, sistemul de management pază securitate, întrucât noile standarde de acreditare pentru ciclu 2 acordă un punctaj având aceste sisteme de management. Și noi ne-am gândit la nivelul spitalului să putem să ajungem la o certificare pe 2 dintre aceste sisteme de care v-am spus. Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale este un model de lucru prin care spitalul dorește un control mai bun asupra riscurilor profesionale și dezvoltarea unui mediu sigur pentru personal și pacienți. Desigur, aduce unele avantaje acest sistem prin crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute, obținerea unei performanțe superioare din partea angajaților, conștientizarea personalului în ceea ce privește valoarea pe care spitalul acordă resursele umane și în mediul extern, bineînțeles, percepția favorabilă din partea furnizorilor și a beneficiarilor de servicii. În ceea ce privește ISO 22000 privind obținerea certificării sistemului de management al siguranței alimentului, acesta a fost stabilirea unui set clar de cerințe și criterii pentru toți cei care lucrează în blocul alimentar, în realizarea practică a produselor finite a alimentelor în blocul alimentar până la modul de servire către pacient. La fel, bineînțeles, ca rezultat final pe care ne dorim să crească, să se îmbunătățească satisfacția clienților, în cazul de față pacienții, prin controlul eficient al pericolelor la siguranța alimentelor, să obținem încredere din partea acestora și să reducem riscurile privind siguranța alimentelor și să avem și noi un control mai eficient asupra acestor procese. Deci cam asta ar fi unul din proiectele pe care ne-l propunem, am spus, pe termen lung, pentru că probabil necesită atât resursă umană cât și financiară. Și ne-am propus ca până în 2020, când am fost planificați pentru acreditare în trimestrul 2, să ajungem la obținerea acestor certificări. Da, deci cam asta. Să vă prezint și eu indicatorii financiari, indicatorii economici de performanță care s-au realizat în anul 2017, pentru că e o activitate de bilanț, dar și o activitate pe care putem să o discutăm. Astfel că principalii indicatori economici și financiari la 31.12.2017 au fost următorii: execuția bugetară față de bugetul aprobat 91%. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 13,93%. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 73,31%. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate pe spital 81,22%. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului 9,23%. Totodată, o să vă fac precizări, o să vă prezint și indicatorii privind execuția contractelor de prestări servicii încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru anul 2017 și la DRG, adică reprezentând acuții, contractul spitalizare continuă, venituri contractate 36.150.152, venituri realizate la 31.12 a 37.449.591.
secțiunea cronici, veniturile contractate 1.675.513, venituri realizate 1.926.356. Spitalizarea de zi, venituri contractate 2.801.473, realizat 2.740.859. Serviciile paraclinice, veniturile contractate 317.734, realizate 316.417. Servicii de BFT, recuperare și reumatologie, 64.724 contractate, venituri realizate 64.724. Serviciile clinice în ambulatorii, 1.457.861 venituri contractate, venituri realizate 1.457.861. Complexitate, activitate ATI, contractat 853.368, venituri realizat 853.368. Astfel, în total, veniturile contractate la nivelul spitalului au fost de 43.320.825.000, iar venituri, realizările au fost de 44.809.176. Bineînțeles, chiar dacă suma realizată vedeți că este mai mare, decontarea casei a fost în limita contractului încheiat, deci în zonele în care s-a depășit valoarea de contract, evident că casa nu ne-a decontat aceste sume și în special aici e vorba de spitalizarea continuă, unde avem cele mai multe cazuri, care, așa cum știți, 75% provin din urgențe, deci nu sunt cazuri care pot fi programate. Limita de contract fiind foarte clar stabilită, diferența nu a putut fi decontată. Este în continuare o zonă în care nu putem primi aceste cazuri și rămân sume nedecontate, sume realizate nedecontate de către casă. Totodată, închiderea exercițiului financiar acestui an a fost una care noi nu ne-am fi dorit-o, dar având în vedere că acest an pare cel mai dificil an din 2011 încoace, exercițiul financiar la sfârșitul anului 2017 s-a încheiat cu deficit, un deficit de 547.083 de lei, având în vedere că veniturile constituite au fost de 72.849.226, iar cheltuielile au fost de 73.396.309. Într-adevăr, acest lucru s-a văzut și pe parcursul anului, a fost un an dificil, a fost un an în care alte susțineri din partea altor parteneri au lipsit. Din păcate, lucrul care s-a văzut, a trebuit să direcționăm foarte mulți bani din veniturile noastre proprii pentru activitatea de funcționare. Totodată, modul de decontare a diferențelor drepturilor salariale ne-a afectat foarte mult în cursul acestui an. Am să vă spun că urmarea unui raport întocmit de Serviciul Resurse Umane, în anul 2017, diferența de drepturi, de influența de salarială nedecontată de Casa de Asigurări de Sănătate prin Fondul Național a fost de 3.600.000, deci aproape 36 de miliarde, sume care noi nu le-am putut recupera, dar sume care au trebuit asigurate pentru plata cheltuielilor de personal, având în vedere că majorările care s-au făcut nu au fost suportate în totalitate. Bineînțeles, este o situație cu care se confruntă marea majoritate a spitalelor din țară. Nu știm dacă în continuare majorările care vor fi se vor deconta integral. O să vedem care va fi situația în momentul, în perioada următoare. Pentru că are loc dezbaterea și imediat aprobarea bugetului pe anul 2018, evident că am supus aprobării Consiliului Local un proiect de buget aprobat în Comitetul Director și în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Roman. Ceea ce este clar și se știe foarte bine că în acest an cheltuielile de personal vor fi mult mai mari și evident acestea trebuiesc acoperite.
În continuare, pentru anul 2018 avem norma de hrană pe care o alocăm lunar în valoare de 316.000 pentru fiecare angajat. Totodată vom acorda în 2018 indemnizația de vacanță pentru fiecare angajat aferentă anului 2017, așa cum am spus, în valoare de un salariu minim brut pe economie, 1450 de lei de persoană. Reglementările bugetare care au apărut la sfârșitul anului trecut ne-au făcut să reducem cheltuielile de funcționare, diminuarea cu 10% a cheltuielilor pe bunuri și servicii. A trebuit să ne pliem și noi pe această direcție și evident că au fost cheltuieli care noi la care noi nu am putut diminua valoarea, că așa cum știți cu toții, de utilitățile sau valoarea medicamentelor nu a scăzut, astfel încât a trebuit să luăm de la partea, să zicem așa, oarecum și partea investițională, evident, și totodată de la partea de întreținere și anul acesta avem mult mai puține sume alocate reparațiilor și totodată o să vedeți lipsa unei liste de investiții pentru că nu mai avem de unde să o finanțăm. Am, așa cum știți, în decursul anului conducerea a făcut nenumărate demersuri, am încercat să găsim soluții, să găsim înțelegere în diferite zone, la diferite instituții. Aici mă refer și la Ministerul Sănătății, mă refer și la Consiliul Județean, dar și la Consiliul Local. Am primit, așa cum v-a prezentat și doamna manager, anumite dotări în zona de urgență, în special. Am avut sponsorizări. Domnul primar și primăria municipiului Roman ne-a susținut în anul trecut cu acea reparație capitală, continuarea reparației capitale la corpul ABC. Însă, din păcate, așa cum știți, Consiliul Județean nu a găsit resurse pentru a putea sprijini, măcar într-o mică măsură, activitatea pe care noi o desfășurăm la Spitalul Roman. Vreau să vă spun că statistic, la nivelul județului Neamț, aproape 35% din pacienții externați sunt de la Spitalul de Urgență din Roman. Avem arondate 27 de comune pe care noi le deservim. Știți foarte bine, repetăm de nenumărate ori acest lucru și foarte mulți locuitori care se adresează serviciilor noastre. Avem în plan și vrem să facem demersuri la nivelul Consiliului Județean și ne-am gândit noi și spunem și dumneavoastră care a fost viziunea. Așa cum știți, legea nu permite Consiliului Județean să asigure cheltuieli de funcționare sau cheltuieli materiale decât pentru Spitalul Municipal de Urgență Piatra Neamț, pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Dar dacă ne gândim la partea investițională, la zona de investiții pe care Consiliul Județean o alocă sănătății în județul Neamț, ne-am gândit că o discuție sau o alocare proporțională cu numărul de cazuri pe care îl deservește fiecare unitate spitalicească din județul Neamț ar fi o abordare corectă și normală. De aceea o să facem demersuri în acest sens și o să-i rugăm ca în perspectiva creionării bugetului pe anul 2018, în momentul în care vor avea sume pe care vor să le direcționeze în ceea ce înseamnă investirea în sănătate, înseamnă calitatea, creșterea calității actului medical, să țină cont de acest lucru și pentru 2018 să fim și noi incluși în atenția dumneavoastră. Poate așa vom reuși ca la sfârșitul anului următor să nu mai încheiem cu deficit exercițiul financiar. Așteptăm să vedem care sunt normele și condițiile de contractare pe anul 2018. Proiectul de buget pe care l-am supus aprobării este întocmit clar pe previziuni și pe istoricul activității anterioare, astfel încât în cursul anului 2018 sigur va mai suporta ajustări, modificări. Cam atât. Tu sunteți în capitolul cu alocările financiare. Cât reprezintă la sută cheltuielile salariale, cheltuielile de masă și vacanța în 2018 din suma totală de care? Procentual nu am făcut
Jumătate? Nu, mult mai puțin. În jur de 13 miliarde jumătate reprezintă cheltuielile cu indemnizația de vacanță, iar în jur de 1 miliard jumătate lunar este indemnizația pentru hrană. Total cu salarii, cu tot? Cheltuiala cu salariile ajunge la estimatul pe trimestru, pe un trimestru, pe 3 luni, la 250 de miliarde. Mi-ați prezentat, doamna director. Bineînțeles, așa cum știți, de la 1 martie intră în vigoare o nouă modificare a drepturilor salariale. Este, așa cum a zis, estimarea, nu s-a făcut încă simularea, că urmează să fie modificat sistemul informatic, modul de calculare, și atunci vom ști chiar mult mai exact care va fi impactul bugetar începând cu 1 martie, dar aceasta este estimarea, 250-260 miliarde trimestrial, deci undeva peste 80-85 miliarde lunar. Ne-ați prezentat niște cifre, noi suntem mai indicatorii de management. Puteți într-un cuvânt sau într-o frază, ținând cont că dumneavoastră le cunoașteți și pe cele din anii anteriori, să faceți o comparație generală. Sunteți mulțumită de cifrele pe care le-ați prezentat comparativ cu ceilalți ani? Da. Comparativ cu 2016 ne-am îndeplinit indicatorii de performanță ai managementului spitalului, legat ca și externări. Pe anul 2017 au fost mai puține față de 2018, dar ca prezentări în CPU au fost mai multe. Din câte țin minte, în 2016 au fost undeva în jurul la 38.000 și anul acesta 40.060. Ca și durata medie de spitalizare a scăzut față de anul precedent, iar indicele de complexitate a cazului a crescut, ceea ce va duce la noua contractare la o valoare mai mare pe care o putem contracta, cu externări mai multe. De asemenea, legat cu, după cum ați auzit, cu rata infecțiilor asociate actului medical față de anul trecut. Bine, nu e o laudă că e mai mare. Ideea este că și medicii și toți am înțeles că trebuie să declarate aceste infecții și ca atare încercăm să ne aliniem infecțiilor asociate la nivel european. Ca și declarare, că nu e nu-i plăcut să spui că ai știu cât la sută, dar nici să ascunzi, adică să recunoști. Ce achiziții, ați spus că astea achizițiile față de lista pe care vă mai luați, sunt omenită de la secții, cum se prezintă? Față de lista de pe secții, normal că este mult mai puțin, dar cu banii pe care am avut și cum a explicat și domnul director financiar, nu aveam mai mult. Lista de investiții, anul trecut a fost de 140.000 de ron, parcă. Investițiile ca și dotare pe ce am spus că s-a achiziționat față de anul precedent este mai mică. Am înțeles. Legat de sponsorizări, eu am făcut întrebări în ce a spus dumneavoastră. Da. Am venit nepregătit. Legat de sponsorizări, principalul actor de pe sectorul social al vieții, biserica, nu ați punctat, nu v-a ajutat cu nimic, ați punctat doar deci eu ce am punctat acum ca și sponsorizări au fost acea aparatură nouă achiziționată. Deci tot ce am prezentat sunt dotări noi. Nu, așa am primit de la biserică paturi, dar nu... Nu aparatură nouă. Da, tot ce a fost, într-adevăr, ne-a ajutat Părintele Fărcășel foarte mult pe parte de paturi de spital, dar au fost aduse din afară, recondiționate. De asta n-am prezentat decât ceea ce s-au dotat aparatură nouă. O rugăminte pentru doamna director, o întrebare. Poate reușiți că dumneavoastră ne faceți acele comunicări frumoase pe Facebook, să prezentați și medicii noi.
Sigur că da, mulțumim de sugestii și ați văzut că am reluat... Poză, nu cu un utilaj, da, așa da. Am reluat în ultimele zile postarea de articole pe Facebook și tocmai o rugăminte ca să nu mai existe da, niciun... Consecvent. Da, da, fără ca asta să fie neapărat o promisiune foarte fermă, dar rugăminte către dumneavoastră, după ce se termină această conferință de presă, dacă puteți la secretariat să lăsați numerele dumneavoastră de telefon, facem o actualizare a bazei de date, tocmai pentru a nu mai fi în situația neplăcută, zicem noi, ca unii dintre dumneavoastră să fie invitați, ceilalți. Nu, nu am vrea să se creeze impresia că este o situație intenționată, nici vorba de așa ceva, de aceea ca să nu mai fie nicio discuție în acest sens, rugăminte este după terminarea acestei conferințe, vă rog, lăsați toate datele de contact, inclusiv... Și acreditarea, după cum spune doamna manager, da? Deci date de contact, număr de telefon și chiar adresă de mail. Ca să primim poate și materialele de astăzi prin lei? Da. Au fost foarte multe cifre, doamna manager. Da, 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 sigur că da. Nu, e o idee foarte bună. Da, da. Le scanăm. Capitolul ăsta a comunicării, mai tot facem noastră de Facebook, sunt 1090 de urmăritori. Pe site-ul Spitalului Roman, ultima postare pentru presă este de pe 9 ianuarie 2017. Toate cifrele pe care le-ați prezentat sunt convins că reprezintă activitatea spitalului, da, da, importantă care da. Interesează și pe cei care nu fac parte din 1090 de oameni care vă urmăresc pe Facebook. Noi am fi singura variantă dumneavoastră de a prezenta acestea către restul de, nu știu, 30-50 de mii de persoane. O să luăm legătura, sigur că da, mulțumim de sugestie cu serviciul informatică, statistică, ne ocupăm separat, știți, cineva se ocupă de un serviciu, dar o să luăm ca materialul eu pe care l-am prezentat. Nu aveți timpul să stați numai pe internet, ci să postați mereu, dar totuși... Sigur, pe site-ul spitalului vom lua legătura cu serviciul de informatică, statistică, care gestionează, practic, site-ul spitalului și materialul pe care le-am prezentat în această conferință să apară, ca și dumneavoastră să vă puteți să... Doamna manager, în cifrele foarte rapid pe care le-ați prezentat, cum spunea colegul Aileen, că și n-am avut timp să mi le notez, ați spus la un moment dat că numărul de pacienți externați pe 2017 este, dacă mi-am notat eu bine, 20.088, da? 22.000, da. Da. După care ați început să ne spuneți niște procente pe care le-ați raportat la numărul de pacienți, la ăștia, pentru că apare un procent de 1,64 cu HIV-SIDA. Vă rog să dezvoltați că dacă e 1,64 din 20.000, înseamnă 329,4 pacienți noi. Așa am înțeles eu. Deci la că SIDA, sunt 329. Nu noi. Externații periodic fac tratamentul lunar. Știți? Sau, mă rog, cum au dumnealor tratamentul lunar. Atunci, puteți să... Că, eu am înțeles că în anul 2017 au fi fost deci, depistați 329 de romașcani sau nu, persoane nu, care au venit la spital cu HIV. Nu. Deci, din cei 22.088, da. HIV-SIDA, au fost 61 de externări. 61? De externări. Nu înseamnă că acești 61 sunt cazuri noi. Sunt cazurile de HIV-SIDA care se internează periodic pentru tratament și pentru schema lunară. Puteți să ne spuneți câte cazuri sunt în Roma înregistrate de dumneavoastră? Că nu știu câte sunt neînregistrate. Câte persoane au SIDA în Roma? Să ne documentăm. Ne documentăm și vă spun. Da, da? Vă rog. Da, da. Asta e o întrebare. Bun, rămâne să vedem. Stai că mai întreb eu. Deci când s-a cerut situația aceea cu hemoglobulina, dumneavoastră ne-ați raportat atunci că nu este cazul la Roman de administrat. Asta nu se administrează pentru cei cu HIV-SIDA? Nu. Hemoglobulina. Nu. Atunci, atunci când s-a luat ultima da, da, da. Situație. Nu, nu, nu. O altă chestiune pe care nu deci ține de ce ați prezentat. Noi. HIV-SIDA. Număr cazuri noi, vă interesează sau câte nu, sunt? Nu, număr cazuri sunt în oraș. În oraș. Cazuri, și ar fi indicat să vedem dacă am descoperit și în 2017 exact, cazuri noi. Da. Deci pentru că mișcarea forței de muncă către Occident, înapoi, aici, între noi, nici nu știm cum de unde putem să ne contaminăm. Da? Ca să nu... Aș spune eu ceva, dar suntem într-o conferință de presă transmisă în direct. Trecem mai departe. Vreau să vă întreb dacă aveți probleme cu apa caldă la spital, pentru că la noi... O secundă, da. Mă scuzați. Deci dumneavoastră când ați spus de 1,64, am spus ca și procent, a fost rata infecțiilor nozocomiale pe spital și pe secții. Și am spus că pe secția de HIV-SIDA
au fost 1,64% din cei 0,35%. Din 0,35, da, 1,64%. Deci, am înțeles. A fost pe infecții asociate actului medical, nu ca și pacienți externați. Păi, nu vă supărați, la abundența de date și viteza cu care ați citit. Ok, de asta am zis. Ați zis că să le trimiteți pe Facebook, pe da, și pe site. Da, e o sugestie foarte bună, mulțumesc. Aveți probleme cu vacanța la spital? Că vă pot spune și despre ce este vorba, dacă vrei de la început, că nu v-ați spune. Da, spuneți, ca să știm. În secția de, la maternitate, obstetrică, ginecologie, am primit o reclamație la redacție care spunea că nu aveți apă caldă. Există program sau a fost o perioadă în care nu ați avut apă caldă? Să nu avem apă caldă, nu. Există un program, a fost o perioadă când apa caldă, cel puțin pe timpul verii, a fost de dimineață până la 10 seara. Iar acum, pe perioada iernii, cât avem căldură, cât se dă căldură, centrala noastră nu poate da și căldură și apă caldă în același timp. Facem modificări. E o știre importantă. Cum adică centrala spitalului nu poate să dea căldură și apă în același timp? În momentul în care, spun corect, domnul director... Tehnic, în momentul în care se furnizează agentul termic din centrală până în spital, ca să țină la o temperatură, vă spun și eu, noi am discutat-o așa, nu au capacitatea să mențină și o apă caldă la temperatura normală de funcționare. Și atunci merge apa caldă, dar nu mai are temperatura ca să de 40 de grade. Iar în momentul în care se oprește furnizarea agentului termic, respectiv partea de încălzire centralizată, atunci clar pot adică se poate furniza și apa caldă la o temperatură. Faptul că în momentul nu e vorba neapărat de un program, e vorba că în momentul în care cazanele trebuie să ajungă la o anumită temperatură pentru furnizarea agentului termic, în acel moment randamentul sau funcția de apă caldă este mai aproape. Și totodată mai e un aspect. Și în momentul de față, începând de anul trecut, din luna decembrie, trei cazane pe care noi le avem în centrala termică urmează să fie înlocuite și s-au lucrat în această perioadă, s-a scos câte un cazan din funcțiune, s-a introdus altul. Au fost momente când nu s-a funcționat cu toate cazanele. Și în continuare, în momentul de față, suntem în această înlocuirea cazanelor vechi. Și în condițiile în care toate cazanele ar funcționa la parametri normali, s-ar putea distribui apă caldă în același timp cu agent termic sau e nevoie să schimbăm centrala pentru că nu. Noi acum schimbăm, de fapt centrala în ghilimele este un lanț de cazane termice care funcționează. În momentul de față ele nu sunt legate într-un sistem de funcționare optimizat și electronic, ceea ce se poate. În momentul acesta înlocuim trei din cele patru cazane, le înlocuim, deja le-am preluat de la primărie și unul este gata montat, două sunt în curs de montare. Urmând ca la finalizarea acestui montaj cu cele trei cazane noi, să fie prinse toate într-un circuit și optimizate, telefon se poate coordona modul de funcționare, iar atunci randamentul va fi foarte bun. Noi sperăm ca în momentul în care toate acestea vor fi în funcțiune, să nu mai existe fluctuații, să poată furniza concomitent. Și mai e un aspect care trebuie să-l știți. Pe sectorul, pe etajul 5 și etajul obstetrică ginecologie, mai avem centrale murale care asigură suplimentar și căldură și apă caldă. Bun. Și în condițiile astea, adică să nu... noi am primit că nu s-a putut face duș și nu s-a putut spăla. Poate și pentru că apa e destul de rece. Se întâmplă. Și noi am primit într-o zi o sesizare de la oamenii noștri din sectorul neonatologie că centrala aceea de palier care funcționează la ei nu mai dă apă caldă pentru că, nu știu, s-a întâmplat, a fost o defecțiune la un calorifer, s-a scăpat din presiune și a trebuit încărcat caloriferul. Sunt și avarii, mai avem periodic se întâmplă și avarii în instalații. E posibil să fie
să apară în activitate și astfel de sincope. Bun, eu înțeleg că de ani de zile în spitalul din Roman, până la înlocuirea acestor cazane, de când există spitalul ăsta înființat, atunci când s-a dat apă, s-a dat căldură, nu s-a putut da și apă caldă. Că asta înțeleg din ce spune dumneavoastră. Nu știu dacă a fost din istorie sau din totdeauna. Sau mă rog, din istoria recentă, să zicem. Au funcționat. Odată sunt două mai vechi, au fost montate două într-o altă perioadă, care au fost mai noi. În anumite perioade au funcționat numai două, în anumite perioade au funcționat patru. Deci, eu am să vă întreb, final, da, nu se poate rezolva această problemă, să avem și apă caldă și căldură? Asta încercăm să facem noi. Și asta vrem. Doamna Chirilaie, dar problema asta era și anul trecut și ne-ați asigurat că ați găsit un sistem de tehnic de implementare și de rezolvare ei. De ce n-ați făcut-o asta așa, dară și ați lăsat să ajungem iar? Așa am crezut, doamna Ordean, dar când au pus în funcțiune bateria de patru cazane vechi care au fost, unul din ele a cedat, s-a spart. Au venit experți de la Bacău și au verificat acel cazan. Au considerat că acel cazan nu mai are posibilitatea de a fi reparat pentru că nu mai este eficient, ar fi costurile prea mari. Și atunci am apelat la varianta înlocuirii. Evident, în momentul când l-ai scos din funcțiune, îți afectează activitatea și nu am știut exact cât durează. Am luat altele, începem să le montăm. Asta vă spun. Apar niște lucruri, au apărut niște lucruri. De la școli, nu? Nu știu dacă sunt luate de la școli. Sunt cazane noi din inox care am fost informați că sunt. Noi le-am verificat capacitatea lor. Dar vă puteți la dispoziție și primăria din cazanele scoase de la școli? Nu știu, dar sunt de la primărie trei cazane care le-am luat noi. Sunt de la școală. Și mai am o întrebare, asta termin. Da. Schimbăm și subiectul, că de centrala asta s-a tot discutat de când era un alt primar în Roman. Știți foarte bine ce contracte s-a făcut cu un cetățean de onoare care a montat acolo o centrală când asta era bună. Da. Trecem mai departe. Doamna manager, a spus că 18 salariați au ieșit la pensie, ne-a spus și care sunt medicii, vorbim aici de medici, și unii dintre ei și-au prelungit activitatea. Ați spus, da? Da. S-a prelungit. Da. Adică să înțelegem că ei sunt deja la pensie, încasează pensie și încasează și bani de la spital, de la stat, în același timp? Este voie, este permis, pentru că era o situație în care nu se poate. Că... La sănătate e altă. Se poate. Da? De ce? De ce? Nu, stați un pic. Da. Ești manager la spital? De ce s-a întâmplat treaba asta? Adică nu putem să angajăm personal nou în condițiile în care tot plângem că n-avem medici, pleacă medici, să oferim un loc la Roma? Deci, în momentul în care s-a hotărât prelungirea activității domnului dr. Ferăstrău, dau un exemplu, încep cu dumnealui, s-a scos la concurs în 2016 și în 2017 postul, două posturi de medic cardiolog de 5-6 ori. Nu s-a înscris absolut nimeni. Corect. Da? A ajuns în iunie 2017, domnul doctor iese la pensie, da? Ar fi rămas doamna doctor Ciocan Alina singură pe toată secția de cardiologie, plus consulturile din ambulatoriu, plus intersecțiile, plus consulturile din CPU. O singură persoană pe 30 de paturi, din care 15 terapie intensivă și tot ce v-am mai spus, nu are cum să facă față. Adică au fost publicate în Viața Medicală la București. Am publicat pe site-ul spitalului, am publicat pe Facebook-ul spitalului. La 1090 de oameni. Câți cardiologi credeți că aveți în cei 1090 de oameni care vorbăresc? Vreau să intervin. Și atunci ce am fi putut face? Vă spun eu, domnule, dacă ați fi participat la conferințele de presă, ați fi văzut că nici nu știam că există, azi am ajuns din accident. Cine sunteți dumneavoastră? Sunt de la Roma 20. Nu, aici e vina mea, Da, nici eu nu v-am văzut până astăzi, să spun drept. Să finalizez. Întrucât eram în posibilitatea de a desfășura activitatea pe cardiologie, am fost nevoit să prelungim activitatea domnului doctor Ferăstrău încă un an. În această perioadă noi nu am stat degeaba, am scos postul la concurs din nou, au fost scoase două posturi, din care s-a prezentat doar un singur medic, doamna doctor Țibucanu. Acum suntem în situația în care avem trei medici cardiologi,
Da, doamna doctor Ciocan, domnul doctor Ferăstrău, doamna doctor Țubucanu Alina, la 31 iunie sau mai, domnul doctor Ferăstrău își încheie anul de zile, doamna doctor Ciocan este însărcinată. Poate și rămânem din nou cu un singur medic cardiolog. Noi am scos postul, deci nu am restricționat la nimeni să se înscrie. Chiar noi, dacă ați urmărit pe parcursul anilor ăștia 2 ani care am fost eu, au fost scoase foarte multe posturi de medici și au venit medici noi la Roman. În 2016 au venit 10 medici noi, în 2017 pe lângă cei care s-au înscris la concurs au venit și medici care au fost rezidenți pe post. Deci, din punctul ăsta de vedere, din partea noastră, chiar... Bun, dar cu toate acestea, observăm că încă mai avem nevoie de medici. Da, dar este într-adevăr, pentru că... Există specializări pe care nu puteți să le acoperiți? Cardiologia, știți și dumneavoastră, cardiologia este o specialitate care poți să o faci foarte bine și fără durere de cap în cabinetul privat, da? Radiologia, unde este iară o specialitate cu un deficit de radiologi, întrucât doamna doctor Banu, medicul șef, este în creștere copil, la fel, este o specialitate în care poți să interpretezi CT, RMN și să ai contracte și să le dai de acasă. Deci nu putem mai mult decât să scoatem la concurs, să spunem, să publicăm. Cu forța nu putem să aducem pe nimeni. Am înțeles. Deci în toate cazurile în care da, medicii și-au doamna doctor Farcaș a finalizat, dumne ei face doar gărzi în momentul de față, pentru că e contract separat. Doamna doctor Hanganu la fel. Doamna doctor Mândășescu v-am explicat că este medic doctorant și legea spune că poate să și prelungească activitatea până la 70 de ani. La fel, acel medic doctorant este și doamna doctor Melinte, domnul doctor Hotăranu Răzvan și cu doamna doctor Scarlat ei avem 4 medici doctoranți, iar doamna doctor Nicolau făcea doar ambulatoriu integrat spitalului. Și la fel am prelungit un an de zile tocmai din lipsa... Din lipsa personalului care, deși... care n-au venit, nu s-au prezentat, să zicem, medici la, da, la examen pe locurile pe care dumneavoastră le-a scos la concurs. Da, da? Noi, ca să putem aproba aceste prelungiri, suntem și obligați să arătăm la casă și la DSP, pentru că noi nu putem prelungi fără aprobarea casei și DSP-ului. Este o comisie între cele două instituții prin care se analizează aceste cazuri, plus că avem dovada că am scos posturile la concurs. Deci nu putem să prelungim dacă noi nu am scos postul la concurs și nu am făcut dovada că pe parcursul anului respectiv nu s-a înscris nimeni. De ce credeți că nu vine nimeni la Roman? Nu putem spune că nu vine nimeni. Nu este corect ce spuneți. Pentru că au toți venit, da? Luați și alte spitale mai mici și tot. Atunci sunt specializări pe care nu vor să vină să reformuleze. Nu, domnul Galan, știți cum? Acum noi spunem că am rezolvat în cea mai mare parte deficitul care era înregistrat la medici în ultimii ani. Deci, practic, la cardiologie s-a rezolvat prin faptul că avem în momentul de față 3 medici. Acea situație este și la radiologie, unde a mai venit doamna doctor Mardare și doamna doctor Deaconu, suplimentar față de doamna doctor Banu, plus mai mulți medici care sunt doar pentru gărzi. Deci am rezolvat și această problemă. La medicină internă s-au ocupat încă 2 locuri prin concursul care a avut loc anterior. Iar problema de anii trecuți de la oncologie a fost și acolo rezolvat. Avem în momentul de față 2 medici oncologi, un medic care va veni la concursul care se va organiza luni și mai avem un medic de la Pașcan care este interesat să lucreze la noi în spital și va veni să aibă o discuție preliminară și să vadă condițiile de lucru. Practic, în momentul de față, deficit, dacă vorbim de deficit de medici, nu mai avem decât pe secția de boli infecțioase, unde avem un singur medic și unde ar mai fi necesar cel puțin un medic. Și cardiologie. Și cardiologie, în condițiile care este un deficit relativ, dată fiind niște condiții fiziologice care au intervenit sau niște aspecte care au intervenit. Am înțeles, deși depuneți toate eforturile, sunt și probleme în anumite secții. Probleme în anumite secții, dar care sunt apărute, da, așa. Și ca să răspundem și la întrebarea domnului, vis-a-vis de... Deci postul a fost întotdeauna, știți, dumneavoastră, vă aduceți aminte și la conferințele de presă s-au menționat, nu numai pe Facebook-ul spitalului, lumea medicală obișnuiește să consulte, este ca o tradiție.
tradiție la noi, viața medicală. Deci, practic, toți medicii este încetățenit în lumea medicală a consulta ca ziar de referință viața medicală la care cei mai mulți dintre noi suntem abonați. Toate aceste posturi de medici, mă refer, au fost publicate, obligatoriu sunt publicate în viața medicală și, bineînțeles, preluate ulterior din viața medicală și de noi și anunțate inclusiv și în presă. Orice medic rezident ultimul an sau specialist, normal că se uită pe viața medicală să vadă unde așa este încetățenit la noi în lumea medicală. Mai mult decât atât, să știți, nu vă ascundem, noi am luat legătura chiar și cu centrele universitare din apropiere, respectiv centru Iași, unde s-a discutat punctual cu șefii de catedră, respectiv profesorii universitari, care ne-au mai direcționat din rezidenții care... Am făcut chestia asta. Am făcut adrese pe timpul, pe anul 2017 și numai la Iași. Am făcut și la Cluj și la Târgu Mureș și la Brașov. Iar o parte, să știți, din medicii care s-au prezentat la concurs, nu cei care erau rezidenți deja pe post și care și-au preluat postul lor, cei care s-au prezentat sunt tocmai ca urmare acestor demersuri de a discuta fiecare, de exemplu, în specialitatea lui sau la nivel oficial. Aș vrea să revenim un pic la apa caldă. Pentru că 5 minute s-au vorbit despre niște cazane. Ori pacientul când vine la spital nu trebuie să știe el de cazane, că nu e treaba lui. El trebuie să știe de serviciul lui, de unde vine. Și atât. Prin urmare, un pacient care se internează pentru orice problemă are parte de apă caldă când și cum? Da, are parte de apă caldă. Dacă... În perioada verii, da, a fost apă caldă de dimineață până seara la ora 22, în perioada de iarnă, acum, între orele 6 și 11 se dă apă, se dă căldură, 6 și 10 se dă căldură, de la ora 10 până la ora 17-18, când se dă din nou căldură, este apă caldă. Asta pe secțiile unde nu sunt centrale. Pe secția de oncologie, secția de neonatologie și OG, sunt centrale termice pe secție. Acolo trebuie să fie, suplimentează și au apă caldă. Mulțumesc. Iar o altă întrebare vine de la închiderea exercițiului financiar cu un deficit de 547.083 de lei, dacă mi-am uitat corect. Acest deficit cum se acoperă sau care e situația? Evident că anii anteriori am avut excedent financiar, iar acest deficit din anul curent se acoperă din excedentul anilor anteriori. Deci, practic, este rezultatul exercițiului 2017. Doar la 2017, exact. Dar se compensează cu ceva da. De... Vorbați de faptul că nu aveți o listă de investiții din cauza de finanțare foarte slabă, să zicem, și din nou foarte greu. Cu toate astea, la tichetele de masă, la tichetele de vacanță, există obligativitate legală sau există obligativitate legală în măsura în care permite bugetul? Pentru că așa știu că la celelalte instituții publice era cu acest sigur. Au venit precizări în acest sens, că începând cu 1 decembrie este obligativitatea plății acestei indemnizații de vacanță. Da. Chiar în Consiliul de Administrație, Direcția de Sănătate Publică nu ne-a făcut oficial informarea, dar ne-a arătat-o și ne-a spus acest lucru. Și la tichetele de masă? Da, la fel. Deci nu aveți nicio portiță? Pentru că în alte părți, în alte instituții, mi s-a spus că dacă ne-am fiind... Instituțiile publice, cum este primăria, au alt regim legislativ față de spitale. Deja aveți toate normele aprobate, absolut. Sunt toate normele aprobate pentru acolo? Urmează să fie, intre și în Consiliul Local. Și, mai am o întrebare legată de partea de buget. Dacă de la 1 martie se modifică veniturile, bugetul pe care îl aprobați astăzi în ședință de Consiliu Local cuprinde și acea majorare sau urmează cuprinde, așa cum v-am explicat, o previziune pe acea majorare care a fost estimată de către Serviciul Resurse Umane. Nu este, de asta se va intra clar cu modificare ulterior. În momentul de față sunt cuprinse aceste estimări. În luna decembrie nu am finalizat, este la o
alocare de 50%, întrucât pot interveni modificări care să le lăsăm, să putem interveni la nivelul trimestrului 4 pentru modificări, însemnând modul în care se va deconta creșterea salarială, cuantumul în care se va deconta creșterea salarială și exact impactul bugetar pe care îl are cheltuiala de personal cu aplicarea care, la care facem referire. Plus că, o secundă, deci noi de la 1 martie se măresc salariile, dar încă nu este apărut, bătut în cuie, regulamentul de sporuri. Și atunci previziunea pe care, sau estimarea care a fost făcută, normal că nu ne-a lăsat să facem o listă de investiții. Dar dacă noi vedem pe parcursul anului că putem și avem de unde, atunci vom modifica și vom avea și o listă de investiții. Este vorba doar la momentul de față, că nu ne-am permis să facem niște reviziuni pe lista de investiții ca să nu... Aș vrea să știu dacă în ceea ce privește partea de fizioterapie din policlinică, dacă cine cumva spațiul de dumneavoastră sau aveți vreo implicare, pentru că se plâng pacienții că acolo nu este căldură, ei trebuie să se dezbrace pentru a îi se aplica, mă rog, tratamentul și au fost care au renunțat la acele ședințe din lipsa... Noi anul trecut chiar am reabilitat spațiul. De căldură, doamna doctor, nu ne-a spus absolut nimic, de asta nu vă pot răspunde. Deci acum o săptămână și jumătate, deci e de data recentă. Ne interesăm și vedem despre dacă este vreo defecțiune, despre ce este vorba. Înainte ca doamna doctor, că a fost un concediu de săptămână, deci înainte de perioada de concediu de săptămână. Da, nu ne-a spus absolut nimic dacă este frig la dumneavoastră, dar din punct de vedere al curățeniei, al modernizării și tot a fost făcut anul trecut spre finalul anului. Domnul director, o completare la o întrebare a colegii vis-a-vis de deficitul de bani cheltuiți. Da. Din acești 22.088 de externări, aceste acestea da. Persoane, peste 14.000 provin din mediul rural, a spus da. Doamna da. Manager. Când v-ați referit la ajutorul acela pe care ar urma, ar trebui, ați vrea să-l obțineți de la Consiliul Județean, ați vrea să o puneți, adică să arătați, să arătați pentru, în sensul că noi, eu știu că Spitalul Municipal de Urgență Roman este finanțat exclusiv de primărie, corect? Nu. Nu. Managementul a fost transferat administrației publice locale. Așa. Finanțarea da. Este ca urmare a serviciilor prestate, fiind care se decontează la casa de asigurări. Exact. Da. Unitățile administrative teritoriale pot asigura, în limita bugetului, conform legii, cheltuieli de funcționare și cheltuieli de investiții. Și asta vreți să cereți de la Consiliul Județean? Consiliul Județean are în administrare, deci sub managementul Consiliului Județean, Spitalul Județean, că așa a fost legea. Spitalul Roman, fiind municipal, a revenit unității administrative teritoriale Roman. Deși sunt spitale de același grad, da? Spitale de urgență. Deci finanțarea lor este făcută la fel, rezolvă aceeași cazuistică. Doar că legea ne-a situat în felul ăsta. Noi nu, adică noi insistăm pe acest lucru că rezolvăm comune din zona Roman, că rezolvăm pacienții din județul Neamț. Lucrurile astea sunt știute, adică nu sunt niște noutăți, iar toată lumea știe acest lucru. Nu transferăm cazuri la Piatra Neamț, ci cazurile din zona aceasta sunt rezolvate de către noi. Pe acest principiu, chiar dacă legea nu obligă, aici a fost solicitarea noastră, ca în zona investițională în care, așa cum s-a mai întâmplat, Consiliul Județean a sprijinit Spitalul Roman, vă aduceți aminte de lifturi, vă aduceți aminte de reabilitări la secția pediatrie sau alte astfel de susțineri, inclusiv aparatul de radiologie, vrem să rugăm ca partea investițională să fie abordată în felul acesta și ne se pare o măsură, un lucru echitabil. Adică pe să care se acorde mai mulți bani Spitalului Nu se acorde mai mulți bani. Funcție, domnule, dacă Consiliul Județean consideră că în anul 2018 are 100 de lei de alocat pentru investiții, reparații, aparatură, da? Aceste 100 de lei să fie. La Spitalul Județean câte cazuri se rezolvă din județ? 50%. 50% să fie direcționați către Spitalul Județean. Nu spune nimeni. Dacă 35% sunt la Spitalul Roman, 35 de lei să fie alocat Spitalului Roman. 20 sunt la Târgu Neamț. 20 să meargă la Târgu Neamț. 10 la Bical. 10 la... În felul ăsta, adică să fie fiecare cam zona și cazuistica pe care și o acoperă, să fie susținută proporțional pe zona investițională. Dacă în zona de funcționare, respectiv utilități, nu are voie să intervină Consiliul Județean, poate aloca sume doar Spitalului Județean,
acolo nu avem ce să zic. Nu le putem... Vreau să mai explic încă o problemă. Deci dacă la 2000 pe proiectul de buget pe 2018 la venituri avem 84.207.000 lei, suma aceasta pe care noi urmează să fie aprobată în Consiliul Local nu înseamnă că primăria ne-o dă nouă. Banii aceștia sunt bani proveniți din DRG-uri, din foi de zi, din toate contractele pe care le avem pe programii și pe tot cu DSP-ul, cu Casa de Asigurări, că a existat la un moment dat, a fost preluat de către un cetățean și spus pe Facebook că primăria dă bani ăștia spitalului și ne plângem că nu avem bani. Deci nu. Era o interpretare care nu era corectă, adică să nu se mai plângă spitalul că are 30% din bugetul primăriei. Dar bugetul consolidat al primăriei se compune și din bugetul spitalului, care este introdus la capitolul sănătate. Într-adevăr, suma de acolo reprezenta bugetul nostru, dar nu suma pe care ne-ar fi alocat-o primăria în cursul anului 2017. Da, a fost o lămurie. Și așa cum dumneavoastră, și e normal să aveți rugăminți și noi să încercăm să le ducem la îndeplinire, aș avea și eu o rugăminte tot către dumneavoastră în sprijinul, să zicem, nu numai al nostru, și al celor care beneficiază de serviciile noastre. Știm cu toții și dumneavoastră vă întâlniți foarte des cu persoanele respective, avem atât parlamentari, avem reprezentanți din Roman în Consiliul Județean și chiar în conducerea județului. Eu v-aș ruga în măsura în care ajungeți, sunteți în contact cu dumnealor, așa cum încercați să ne spuneți și nouă doleanțele care vin din zona publică, să-i rugați și pe dumnealor, să le transmiteți și dumnealor mesajul nostru, cu rugămintea de a încerca să facă și demersuri, să facă interpelări, să facă lucruri care țin de natura funcției și poate astfel, cum se zice, să punem... să dăm mână cu mână în anul ăsta să reușim să trecem peste anumite orgolii, că totuși de sănătate trebuie să beneficieze toată lumea și noi credeți-ne că facem eforturi pentru a asigura servicii cât mai bune și oricum pot apărea oricând sincope, încercăm și noi să le rezolvăm. Ne-am dorit o finanțare mai bună anul ăsta, nimeni nu zice că nu merită personalul din sănătate salarii și acest lucru, lucrurile astea vor avea, din ce am înțeles noi, repercursiuni inclusiv în activitatea internă. Sunt persoane care beneficiază de anumite majorări, sunt persoane care nu beneficiază de anumite majorări, deja sunt discuții în acest sens, noi încercăm să le mediem, să le explicăm că asta e situația, așa încât rugămintea noastră este ca și pe parcursul anului 2018 să ne ajutați, să-i rugați pe cei care vă întâlniți și au posibilitatea să intervină în această direcție. Domnule Chiriloae, dacă e tot vorba, suntem la capitolul orbolii, mă întreb de ce atunci când s-a organizat acea întâlnire cu medicii din spital, nu au fost invitați și parlamentarii, indiferent de culoarea lor politică, și consilierii locali, pentru că ar fi putut, dacă veneau consilierii PSD-ului, veneau și domnul deputat Rotaru, domnul senator Manoliu și mai nou domnul, sau poate ar fi putut face ceva... Perfectă dreptate. Este o propunere pe care noi o putem prezenta. Din păcate, noi am fost invitați la acea discuție ca fiind reprezentanții unității sanitare și așa am fost chemați la întâlnire. Nu am făcut noi acele convocări, dar putem propune organizatorului, domnului primar, ca la o întâlnire ulterioară să convoace în funcție de cei care se întâlnesc și responsabili sau persoane cu... Poate face și o invitație. Și le vine cu asta. Și se invite parlamentare cu spital. Îmi răspuneam aici agenda să văd o afirmație pe care a făcut-o domnul consilier Colban, dar vă spun din memorie, nu mizați că ar fi 100% adevărat, că potrivit negocierilor pe care ei le-ar fi făcut, până la urmă s-a convenit ca domnul Arsenie, care din păcate este acolo unde este, să aloce pentru Spitalul Roman o serie de fonduri necesare acoperirii nevoilor noastre investiționale.
Nu știm, absolut. Și n-am primit nicio sumă, n-am primit nicio înștiințare din acest punct de vedere. Da. Ne-am bucurat, Doamne ajută, putem spune. O altă întrebare. Doamna Chirilă a vorbit despre managementul calității hranei. Cum credeți că îl puteți atinge dacă rămâneți pe aceeași alocație bugetară de mizerie la care trebuie să vă îmbărtiți cu masa? Cât este ea acum? 15-15 lei, 10 lei în funcție de diagnostice și pe zi pentru pacient, pentru 3 feluri de mâncare, 10 lei, asta este pentru 3 mese, da, 3 mese pe zi, da, și mic dejun, prânz și cină. Este 16 lei, alocarea lunară. Pe lună, legea spune două salarii pe economie, ce-o împărțit la 12. Deci, poate o chestie abia rândă. Da. Întrebați-vă cât are un câine la padoc, alocarea. Da, vorba colegului meu.